Cucu, dacă am aspirator acasă, înseamnă că am aspirații? Toată lumea zice că dai cu mătura, mă. Horoscop. Bun găsit la previziunile astrologice de astăzi, 13 iunie. Berbec, te iei la întrecere cu tine însuți ca să verifici capacitatea de lucru de care dispui. Ești mulțumit să închei cu bine o etapă și nu faci pauză ca să începi alta. Taur, îndoielile pun stăpânire pe tine în privința adevăratelor sentimente ale partenerului. Citești în comportamentul lui o indiferență care nu e pe placul tău. Gemeni, azi vei da apă la moară celor care spun vrute și nevrute pe socoteala ta. Lași toate lucrurile la voia întâmplării și nu acorzi timp decât distracției. Rac, îți rămâne în memorie o discuție de azi pentru că se potrivește perfect cu situația pe care o trăiești. Sentimentele tale își găsesc răspunsul dorit. Leu, exagerezi cu o pretenție total nepotrivită față de colegii de serviciu. Vei întâmpina o reacție de împotrivire din partea lor și va fi nevoie să faci o concesie. Fecioară, examinezi într-un spirit meticulos toate ofertele pe care le primești la birou. Va fi nevoie să prinzi un ritm mai rapid, altfel riști să faci ore în plus. Balanță, ești entuziasmat de o nouă cunoștință sau de un loc nou pe care îl vizitezi. Spiritul tău se împrospătează cu impresii pe care te grăbești să le comunici. Scorpion, nu-ți găsești cuvintele ca să-ți manifesti uimirea pentru întâmplările prin care treci. Simți nevoia de a împărtăși cu cineva apropiat toate senzațiile. Săgetător, dacă nu ți-ai pregătit la timp sarcinile de serviciu, vei fi acaparat de noi propuneri. Te trezești împovărat de un mare volum de lucru. Capricorn, prins pe cineva după care umblai de mult. Te consideri mulțumit de relațiile pe care le ai, ca urmare ești sprijinit în tot ce întreprinzi. Vărsător, când credeai că ți-ai luat grija și ai bifat întreg programul pe azi, apare ceva neprevăzut care te scoate din rutină. Nu ai încotro, fiind vorba de cineva din familie. Pești, încrederea în prieteni ți se confirmă. Datorită unei intervenții, te vei simți mai sigur de tine, capabil de a duce la bun sfârșit ceea ce ai de rezolvat. Acestea au fost veștile astrale. Ne revedem mai târziu! Aici. Îmi place că de fiecare dată după horoscop, eu sunt timp. Înainte de a începe, mi se spune în cască, atenție, pești! Asta înseamnă că după pești vin eu. Deci în fiecare zi eu aud, atenție, pești! N-am vrut să răscolim în trecut domnul Cucu, dar lumea spune. Cunoaște niște lucruri. Și anume? Cu pești, cu trecutul, cu... Vă rog, trecutul infracțional. Domnul Stan, nu vă mai faceți reclamă pe problemele altora. Da, și dumneavoastră în rubrica precedentă ați repornit campania. Un pic, nu un foarte pic, un pic. Stăm de vorbă cu Marian. You got the know. Serus, Marian. Ce mai faci, Marian? Ești ca noi așa, plouă și presiunea și... Exact, cam așa ceva. Vremea asta e enervantă, rău. Fiecare dimineață, fiecare seară te molesește. Măi, eu cred că Pamela căuta un pește acolo. Asta am vrut să te întreb cu asta. Serios. Un pește căuta. Sau piercingul iubitului. Piercingul. Bun, avem deja doar... pentru cei care vă uitați, ne puteți răspunde ce căuta Pamela pe Facebook sau la numerele de telefon pe care vi le va zice Botezan. Mai încolo. Știi numerele? Bineînțeles, 0264504864, 0264504865. Asta ca să ne votați la unul dintre numere, pe mine și la celălalt pe mine. Pe Adrian Cucu. Vedeți, eu nici măcar campanii nu fac. Vreau numai să-mi spuneți și să scrieți ce căuta Pamela Anderson acolo în chiloței în piscină. Atâta vreau. Și după aia votați-mă, pentru că nu urmăresc numai asta. Mulțumesc. Marian, despre ce vorbim astăzi? Mai să știi că am ales un subiect diferit, am ales să vorbim despre expediții extraterestre, pentru că tocmai s-a lansat Prometeu și am zis să vorbim un pic despre câteva expediții extraterestre în filme. Dar n-am ales bine tema, mă gândeam să... Acum mi-am dat seama că trebuia să discutăm despre campanii electorale în filme.
Era mult mai potrivit subiectul. Dacă tot sunteți mergea în campanie, dar zi, poate discutăm altă dată. Da, știi ce? Cu campanie electorale în filme nu am fi avut prea mult de vorbit. Da, cam așa ceva. Majoritatea sunt comedii sau anul trecut a fost drama aceea politică cu George Clooney, așa, liderul lui Martie. Așa. Haide, sub Martie. Și în genul ăla am mai văzut oricum. Da, mai sunt oricum. Mai era cu De Niro și cu Dustin Hoffman. Exact. Un film în All care the Kingsman, da, iarăși un film foarte bun. Cu... În care ți-arătă numai substraturile și mai mult te enervezi decât să ne plac filmul. Mai bine că am ales asta, exact, cu extraterestri. Mai bine cu extraterestri. Mai să știi că ideea de exploatare a spațiului și altor planete a început încă din 1900. Filmul era la început și în 1902 deja a apărut un prim film, mai n-avem imagini din filmul ăla, că e un pic cam vechi, n-am găsit, de 1902. Acum avem din Prometeus. Da, acum avem din Prometeus, da, din filmul despre care ziceam. În 1902 filmul lui Georges Méliès se numea Călătorie spre Lună, Trip to the Moon, și era prima expediție pe Lună. Foarte tare. Oamenii erau încărcați într-un glonț. Șocau într-un glonț și era lansat de pe pământ și o expediție foarte interesantă. De atunci a început să evolueze SF-ul. Abia atunci a fost începutul. De acolo e și cu TIFF-ul, cu spot. Exact, și cu spot-ul, și a fost chiar și o proiecție specială pentru Georges Méliès la TIFF. Cu glonțul în lună. Exact, da, cu glonțul în lună, în ochiul lunii. Exact. Exact, cel mai bine ales. De atunci să știi că SF-ul a evoluat interesant. Mai mult s-a insistat mai mult pe invazii extraterestre pe Terra, dar în 1979 ceva se schimbă, apare filmul lui Ridley Scott, Alien. Primul SF cu adevărat foarte, foarte reușit. Cu adevărat SF. A rămas un film cult și în ziua de astăzi, un film extraordinar care are fanii lui, cred că... Le am pe toate acasă, le am pe toate, din când și cele, liber, mă uit la toate. Chiar și cele care au apărut după 90, Alien 4, și știi că s-au dezvoltat foarte multe filme de la Alien, au apărut și un fel de continuări mai nereușite, cum era Alien vs. Predator. Toate le-am văzut, și Alien vs. Predator, și Predator nu știu cum. Mie Alien mi-a plăcut foarte mult pentru că Ridley Scott a reușit să creeze un extraterestru senzațional. Mm-hmm. În 1979 nu poți să spui că aveai la dispoziție o tehnică deosebită ca și în ziua, o tehnologie deosebită ca și în ziua de astăzi, dar extraterestru arată senzațional și... E foarte tare. Da, în memoria tuturor. Și dacă, apropo, de-aia am zis de Prometheus, pentru că este regizat de același regizor, tot Ridley Scott, și o să observ, eu am fost aseară la Prometheus și o să observ că Ridley Scott păstrează aceleași caracteristici ale extraterestrilor, chiar dacă nu mai e vorba de extraterestru ăla mare, urât, cu un cap lung, fioros. Înainte de a apărea extraterestrul ăla, mai apar și în Alien niște creaturi mai micuțe, ai observat? Da, din care se dezvoltă. Exact același lucru se întâmplă și în Prometheus. Și pentru asta, cred că au trecut cât 30 de ani de atunci, au trecut 30 ceva de ani, și să păstrezi aceeași caracteristici și să ai succes în continuare, pentru că Prometheus cred că e un film de succes. Deocamdată e primul weekend în box office și a încasat ceva. Nu, la noi nu cred că a încasat așa bine, pentru că dacă săptămâna trecută mergeam la ora 5 la un film la TIFF și sala era plină, ieri la ora 5 la un film erau 20 de persoane. Nu e același lucru. Da, probabil. Dar filmul ție ți-a plăcut personal? Da, mie Prometheus chiar mi-a plăcut. Știi de ce? Pentru că se insistă mult și pe altceva. Se merge și pe ideea de a primi un răspuns cum a apărut umanitatea. Bineînțeles, nu-l primim. Dar nu asta e important. Important e că sunt niște pași până la căutarea acelui răspuns. Corect. Și expediția e altceva față de alte filme. Se insistă mai mult direct pe planetă, nu în spațiu. Uh-huh. Și că majoritatea filmelor se desfășoară într-o navă, în spațiu. Aici mai mult se întâmplă pe o planetă. Și ce mi-a plăcut foarte mult, la fel cum facem o comparație între Alienul din 79 și Prometheus, știi că în Alien era un android. Un android interpretat de Lance Henriksen, cel care a jucat în Millennium, în serialul acela, arăta foarte bine. În momentul, știi că la un moment dat rupe capul sau ceva și se vede cum curge din el substanța. Același lucru se întâmplă și în Prometheus, numai că androidul de data asta este interpretat de Michael Fassbender. L-am mai menționat de vreo câteva ore aici, chiar și în Shame. Și să știi că același lucru, aceleași efecte speciale sunt și aici, ca și în... Diferența e că Michael Fassbender joacă senzațional. Deci chiar ai impresia că tipul e un robot în timpul filmului. Da, atât de bine joacă. Mi-a plăcut foarte mult cum a jucat Michael Fassbender în Prometheus. Apropo de robot, dintre toți cei care au jucat roboți în filme,
cel mai fain mi-a plăcut mie din Terminator, personajul negativ, Robert Patrick. Ah, da, care da, efectiv părea robot. Da, chiar părea robot și actorul s-a identificat cu rolul respectiv. Da, nu a mai avut alte roluri strălucite. A mai apărut în filme, dar nu a avut un rol strălucit. Eu zic că Prometheus se merită vizionat, puteți merge să-l vedeți, e spectaculos. 3D, nu? Da, 3D. Deci avem scene faine cu împușcături, explozii. Nu sunt foarte multe împușcături, să știi. Este o furtună senzațională, o furtună de pe planeta aceea, furtună excelentă, e foarte bine realizată din punct de vedere tehnic, extraordinar. Și mai avem și din nou un extraterestru la care intră pe gură. Ah, fain. Drăguț. Deci sunt momente foarte, foarte bune la film. Apropo de să vorbim în continuare de alte filme cu expediții pe Marte, mie mi-a plăcut foarte mult un film care a apărut... Nu mă un pic, mă scuzi. Hai, luăm o publicitate și revenim, să nu ne grăbim. Bine. Uită-te tu la cameră, te rog, și zi publicitate. Publicitate.